moldovenii.md, pentru că ne mândrim cu țara noastră. Alexandru Cuzmin, pictor pedagog. Născut la 7 aprilie 1939 în Kostroma, Rusia. În anul 1960 a absolvit școala de arte din orașul Kostroma, iar în anul 1966 școala superioară de arte industriale de la Leningrad. După absolvire a fost numit pictor șef al orașului Chișinău. A deținut această funcție până în anul 1972. Anume sub conducerea dumnealui, Chișinău a început să aibă acel chip cu totul aparte, cântat în piesa Orașul meu drag. Alexandru Cuzmin a început să participe la expoziție în anul 1967, a lucrat în mare parte în domeniul picturii monumental-decorative. În anul 1972, el își începe activitate pedagogică la Școala Republicană de Arte în calitate de profesor de pictură și compoziție. Iar din anul 1976 până în 1978 a lucrat la Institutul Politehnic, la Catedra de Arhitectură, a predat desenul, pictura, apoi la Universitatea Pedagogică Ion Creangă, grafică, pictură. Întreaga viață și-a dedicat-o picturii, lucrărilor monumentale, executate în tehnică mozaic. Alexandru Cuzmin a instruit multe generații de pictori, deschizându-le practic calea spre uniunea artiștilor plastici. Era exigent, dar în același timp știa să îndrume tinerea generație cu mult tact. În toate lucrările lui, exprima dragostea pentru Moldova, care a devenit patrie, dar de asemenea pentru oamenii acestui pământ. Expoziția Republicană de Arte, către jubileul de 50 de ani URSS, către jubileul de 50 de ani a sportului sovietic, către jubileul de 50 de ani a armatei sovietice, lucrări monumentale executate în tehnică mozaic, lucrări monumentale executate în tehnică mozaic, pe fața clădirii centrale termoelectrice Chișinău, tema Energia, pe fațada clădirii Institutului Politehnic din orașul Chișinău, sectorul Botanica, în parcul Ștefan cel Mare din Chișinău, tema Arta, panoul de pe fațada fabricii de îmbrăcăminte din orașul Dubăsari, munca croitoreselor, Muza, dansul muzelor, parcul Valea Trandafirilor Chișinău, grafică pentru cărți, basme belaruse, ilustrații, acuarele guași, lucrări de șevalet, capul unui om bătrân, cărbune sanguina, viticultorul ulei pe pânză, studentul tempera, cap de femeie studiu. S-a stins din viață la 16 septembrie 2001. Moldovenii.md, pentru că ne mândrim cu țara noastră.